Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! După plecarea lui Slatir Coglu din serialul Emanet, producătorul, care căuta un nou partener pentru Halil Ibrahim Ceyhan, a fost de acord cu Nanuka Stambolishvili și a fost inclus în serie. Prima întâlnire a lui Nanuka și Halil Ibrahim a fost prezentată în primul trailer pentru al treilea sezon al serialului, iar Nanuka a fost inclusă oficial în seria Emanet. După ce Nanuka a fost inclusă în serie, au existat vești ridicole că Nanuka și Halil Ibrahim ar avea o relație emoțională. Cu toate acestea, Nanuka a fost căsătorită. Oamenii răuvoitori, care au aflat despre asta, și-au continuat din nou calomnia. În unele comentarii zilele trecute, ei au declarat că Nanuka va divorța de soțul ei și va avea o poveste de dragoste cu Halil Ibrahim. Acest lucru este doar prea mult. Nanuka poate fi divorțată și căsătorită. Acest lucru este perfect normal. Cu toate acestea, nu este normal să facem o declarație atât de scandaloasă doar pentru că vom face o comparație cu Halil Ibrahim. Ca și cum ar fi auzit aceste acuzații, Nanuka a împărtășit o fotografie cu el cu soția sa și a anunțat lumea că este căsătorit fericit. Deci, ce părere aveți despre subiect? Pa!